Abonesc pentru de la profesor, probabil că nu știu. Este pentru capacitate ca să o. E valoarea națională. Ca să o. Valoarea națională ca să o. Clasa A. Încă o dată, subiectul 3, de fapt. Testul. Da. Testul, testul 14, subiectul 3. Testul 14. Și tu, cu subiectul, da. Să vedem și subiectul 2. O trecem o revistă repede. Dacă are ceva interesant sau nu. Care sunt interesante? Fie e de x egală cu. Fie de x. Fie de x egală cu. Din supra 2x minus 1. Oricare ar fi, x aparține lui el. Mai puțin, vă dau și asta. Dar nu, dacă vă trebuie expresia, e de x are, trebuie rădut. Imediat o să-i spun. Da. Dar vă zic asta? Nu, nu, nu. Vreau mea expresie e de x cum arată. Pe e de x, x pătrat minus 4, supra x pătrat minus 9. Deci e de x, fie da. E de x. Da. Egal cu x pătrat. Minus 4. Supra x pătrat minus 9, minus 9, minus 1, minus 1, scuze. Tot într-o paranteză rotundă. Minus 1. Da, deci nu, de la minus. Capăt după egal, așa, așa. Deci deschidem paranteză, așa, fracția minus 1. Deschidem paranteză rotundă, împărțit, deci la deschidem paranteză rotundă, 1 supra x minus 3 plus 1 supra x plus 3, minus 1 supra x pătrat minus 9. Închidem paranteza rotundă. X pătrat minus 9, da? Da. Unde x aparține lui e. Asta nu. Deci de expresie e de x asta. Da. Fie și o duci la o formă mai simplă. Așa. Și arătați că e de x egal cu 5 supra 2x minus 1. Să se arată, să se aducă o formă mai simplă. Atunci. Dar ce aștept de tot prima. Domn profesor, chiar am greșit. Deci, a mic. Da. Aproape de X sau nu știu. E de X, trebuie să aduceți expresia e de X la o formă mai simplă. Și la B? Mai. Determinat numele. Simplă. Și la B, determinat numele reale X pentru care e de X mai mic egal ca 0. Determinat pe X real. Real. Așa încât e de x mai mic egal ca 0. E de x mai mic egal ca 0. X pătrat minus 4 acolo. Da. Să ne ocupăm Maria de primul punct. E de x egal cu. Nu m-a avut treabă. Ce fac? Nu m-a avut treabă ce fac. Nu te știu de când. Deci x îi aparține lui R, mai puțin plus 3, minus 3, da, și atât. Plus, minus 3, deocamdată, da? Deci spunem x, imediat x aparține lui iar, minus mulțimea formată din 3 și minus 3, și s-ar putea să mai avem ceva probleme. Mai avem o valoare. S-ar putea să mai avem nevoie de o valoare. Nu știm. Știm de ce n-am închis. Da, pentru împărțirii. Împărțirii. Când întoarcem fracția, vom vedea ce e acolo. Și trebuie să vedem și elementul acela. Deci, s-ar putea să vă fie închis o capcană. De regulă, autorul spune, X aparține lui el în afară de elementul acela. Dar dacă nu vă spune, voi trebuie să știți asta. Ne-am plăcut de treabă dacă aveți condiții pentru existența fracțiilor care le vedem. Însă fracția care urmează, la împărțire, trebuie să fie cea care mai pierde unii răzări. Și acum, Maria, e de x egal cu? E de x egal cu x minus 3 plus x plus 2. Așa. Deodată aici x pătrat minus 4 minus x pătrat plus 9. Da, mergem repede. Așa, supra x pătrat minus 9. Da, nu mai punem paranteze, că fracția joacă rol. Împărțit la 1 supra x plus 3 plus x minus 3 minus 1. Deci x plus 3 plus x minus 3 minus 1, totul supra. Totul supra x minus 3 plus x
Și e dat mai departe? E dat mai departe, întoarcem fracția. Nu, mai departe. Facem 5 supra, hai. 5 supra x pătrat minus 9 ori x pătrat minus 9 supra. Nu se dedica cu tine. Da. X pătrat minus 9. Dar uite-te pe caiet, lucrezi. Deci, timp ce lucrezi, vorbește. X pătrat minus 9. X pătrat minus 9 supra x pătrat minus 1. Nu, doi minus 1. Da, deci insist, facem așa cum ne-am obișnuit, deci tu crezi și te uiți mai pe caietul tău, că nu mai scrie nimic. Deci înditez în ritmul în care tu lucrezi pe caiet. Deci supra totul, 2x minus 1, da? Și acum, acum suntem în momentul care observăm. Cum valoar la x? Completăm aici. Cu 1 pe 2. Minus elementul 1 pe 2. Așa, minus elementul 1 pe 2. De ce cauzalii? Pentru că fracția 9 are anumitor pe 2x minus 1 și x. Pe 2 și o să fie 0 și nu are sens. Nu are sens fracția. Și acum, a din x pătrat minus 9, x pătrat minus 9 se duce și face cât? 5 supra 2x minus 1. 5 supra 2x minus 1. Este expresia de asta. Să am ajuns la expresia respectivă. Oricare ar fi e minus. Da, oricare e x, o e și la x. Da. Am spus asta. Deci am ajuns la e de x, punctul A este făcut. Bun. Așa, punctul B e de la minus infinit x egal cu 0. Hai să fim echivalent. Face echivalent, cu asta sunt 5 supra 2x minus 1. Mai egal cu 0. Cum 5 este mai mare ca 0, restul cu 2x minus 1 trebuie să fie mai mic egal cu 0. M-a plus pe minus face minus, da? Echivalent cu asta, adică 2x minus 1 mai mic egal decât 2x trebuie să fie mai mic egal decât 1. Adică x mai mic egal decât? X mai mic egal decât 1 pe 2. 1 pe 2, adică x a maxim? De la minus infinit la 1 pe 2. De la minus infinit, la 1 pe 2 închis. 1 pe 2 închis, important. Și cu asta am rezolvat. Dar mai adaug eu aici. Să se determine, să se determine x din z, așa încât e de x să aparține lui z. Deci să se determine x din z, așa încât e de x aparține lui z. Ca aici x aparține lui z, 2x minus 1 trebuie să fie minus 1, 1, 5 minus 5. Deci e de x aparține lui z, dacă și numai dacă, 2x minus 5 1. Supra, scrie așa de una. 5 supra 2x, 2x minus 1 aparține lui z. Rezultă cu 5 aparține lui z, rezultă cu 2x minus 1 trebuie să aparține la 5 supra 2x minus 1. 2x minus 1. Poate să fie minus 1, 5 minus 5. Asta vreau să fie. 2x minus 1 să fie divizorii lui 5. 5. Așa trebuie să fie. Da? Da. Deci 5 supra 2x minus 1 este numărul 3, dacă și mai dacă 2x minus 1 este unul din divizori. Deci dacă și mai dacă 2x minus 1 aparține mulțimii divizorilor lui 5, care sunt minus 1, 1, plus minus 1, minus 1, 1, 5 și minus 5. Ce ce-am însemnat? Mai fiecare și vedem cât e x. Exact. 2x minus 1 mai e egal cu minus 1. Rezultă x egal cu 5. Rezultă că x egal cu 0. Corect. Apoi 2x minus 1 mai e egal cu 1. 2x minus 1 egal cu 1, deci rezultă că x egal cu 1. X egal cu, vedeți? 1 e bine, e 1. 1. Dacă e 1, 1. Corect. 2x minus 1 egal cu 5. Maria x egal cu 3. Și 2x minus 1 egal cu minus 5, adică x egal cu minus 2. Deci, la întrebarea să găsească tot x și z, așa încât să trebuie chestia asta, răspuns corect, x aparține mulțimii numărul 0, 1, 3 și minus 2. Da, 0, 3, 4, 1. Nu. Că acum am apărut,
X nu poate să fie 3, pentru că noi am spus X aparține lui el în afară de elemente mestre. Și iată că am găsit-o pe X egal cu 3 soluții. Nu putem accepta. Deci înseamnă 0, 1, minus 1 și minus 2. Aici se face o situație. X diferit de 3. A fost pus în condiții, da? Dar nu este. Nu este. E 0, 1 și 2. 0, 1 și 2. Așa se zice cele 3 valori. Găsiți formularea asta și așa. Chia mare, la cu mulțimea tuturor celor X din Z, pentru care E de X aparține lui Z. Da? Așa găsiți și așa. Vă scriți în cuvinte așa, ori sub forma așa asta, da? Este aceeași chestie. Cer ca să fie din Z, asta înseamnă că 5-2X până sub fie din Z și toată povestea aceea. Dar dacă v-aș fi dat, E de X, dacă să spunem că am un E de X, e cam așa. 3X plus 7 supra X plus 2. Și formulez. Să se determine X din Z. Să se determine mulțimea B mare. Egal cu toți acei X din Z. Pentru care F de X este și al număr din Z. Cum vedeți aici? X plus 2 dividit 3X plus 7. X plus 2 dividit și pe X plus 2. Așa. Deci, iată o idee care, mă rog, acum tu faci uz de ea, foarte important lucru. Aici te-ai fi descurcat că ai șanse să pui 3x plus 6, în efectiv. Care e motivul supărării tale? Când ai un număr aici, neavând un număr, ești în dificultate. Mai înainte, când am avut 5, am cerut toți divizorii, 2x minus 1. Acum, nu mai e 5. Ci tu expresi la rândul ei. Și aici ai baftă că F de X ăsta se scrie ca fiind egal cu 3X plus 6 plus 1 atei, 3X plus 6 supra X plus 2, care poate fi care continuă cu distribuirea de X plus 2 și 3 pe lângă X plus 2 supra X plus 2 plus 1 supra X plus 2. X plus 2 pe X plus 2 face. Și face 3 plus 1 supra X plus 2. Și asta toată... Nu trebuie aparține lui Z? Sau cum pe X plus 2 trebuie să aparține? Sigur că da. Cum ăsta e din Z, am redus problema la 1 supra. X plus 2 trebuie să fie 1 și minus 1. Deci 1 supra X plus 2 trebuie să fie din Z. Și ce fericită ești? Că ai ajuns în situația că X plus 2 e un divizor al lui 1, nu? Dar și mai dat X plus 2 aparține mulțimii divizorilor lui 1. Da? Divizorul 1, adică înseamnă plus minus 1. Da, suntem în Z. Suntem în Z, deci ai plus minus 1. Și fiindcă ai deschis subiectul cu chestia asta, când se întâmplă să nu am șansa să pot distribui așa, merită să faci și acest punct. Și anume, iată, dacă avem... Dau un alt exercițiu. Și anume, dacă întâlnim o expresie, să zicem, cu atâta forma cea mai simplă, ai lucrat-o și arată așa. E de X, expresia E de X, e dată cu 7X plus 1 supra 3X minus 2. 7X plus 1 supra 3X minus 2. Și apare întrebarea asta. Să se găsească mulțimea A mare, formată din toți acei X din Z, pentru care E de X, aceasta, aparține lui Z. Adică, trebuie ca 7X plus 1 supra 3X
plus minus 2 să fie număr din 10. Și iată că ești în situația dificilă. În care nu putem să modelăm, cum am modelat acolo. Așa. Nu mai avem șanse, că 17 trebuie să leagă. Și acum, trebuie să ne amintim o... Ideea rămâne tot așa. Ăsta de jos trebuie să fie o divizor la celul de sus. Deci asta se întâmplă dacă și nu mai e fapt. 3x minus 2 îl divide pe 7x plus 1. 3x minus 2 divide și 3x minus 2. E însuși. Deci 3x minus 2 știm sigur că divide pe 3x minus 2. Aici rezultă pe prima mulțime cu 3 și a doua cu 7. Pe prima cu 3 și a doua cu 7. Așa. Că dacă dividim pe ăsta, divide orice multiplu așa spera. Dar ce să facem deodată? Imediat. Dar ca să le aduc aminte și lor teorema asta și ție, tuturor aici. Uite, 3 îl divide pe 6, da? Da. Redută că 3 îl divide și pe un multiplu al 6. Pe 12. 3 îl divide și pe 18. 3 îl divide și pe 24. Și așa mai departe. Multiplul 6. Dacă D divide pe A, adică dacă D divide A, rezultă că D divide pe A înmulțit cu un K. Deci un multiplu al lui A. 3 îl divide pe 6? Da. 3 divide și multiplu 6. 6 ori 1, 6 ori 2, 6 ori 3. Dacă D divide pe A, D divide A ori K. Cu un K multiplu. Da. Da. D divide pe B înseamnă D divide B ori un B. Oricare ar fi K. Și indiferent ce fel vorbesc aici. Indiferent ce capul și orice fel ar fi. Iar dacă D divide pe asta, D divide și suma sau diferența. Vă convinc. Uitați. 3 îl divide pe 6. 3 îl divide și pe 9. Rezultă că 3 divide scăderea sau adunarea. 9 minus 6. Sau 3 divide 9 plus 6. Lucru adevărat. Deci, dacă D divide A, D divide B, atunci D divide A ori K plus B ori K. Și de aici divide D divide pe A ori K plus sau minus B ori K. Oricare ar fi A și K. Oricare ar fi B ori B. A și B ori B, da. Oricare ar fi K și B. Indiferent ce K și B. Sunt tocmai aici. D divide A. Asta e A, nu? Și asta e A. D divide B. Michelul din B ăsta. Atunci de aici rezultă, conform teoremei acestea, rezultă că, în cazul nostru, 3x minus 2 divide pe 7x plus 1 ori un K plus sau minus, cum vrei tu, plus sau minus 3x minus 2 ori un B. Așa? Indiferent ce K și P vom pune. Indiferent. Și punem ca să ne ajute, da? Și punem. Așa, punem ca și pe conveniat. Ca să scăpăm de X. Exact. A, ca să scăpăm de X. Ca să ne apară număr. Că noi suntem foarte fericiți când apare 3x minus 2 decât un număr. E 3x minus 7. Deci alegem, scrim aici, alegem convenabil. Alegem convenabil. 3K și P minus 7. PK egal cu P. 3. Și P egal cu minus 7. P egal cu minus 7. Și atunci le adunăm, nu? Da. Și deci iată că am ajuns că 3X minus 2
divide pe 7x plus 1 înmulțit cu 3 plus minus 7, minus 7, da? E un minus, minus 7 pe lângă 3x minus 2. Pun într-o paranteză dreaptă, pentru că e vorba de 3 minus 2 care trebuie pe tot ăsta. Deci echivalent, va spune că 3x minus 2 divide pe, și fac mulțirea, 7 ori 3, 21x plus 3, 21x plus 3, minus 21x plus 14, și iată că 3x minus 2 divide pe 21x, 21x, 3 cu 14 pe 17. Am redus problema noastră. 7x plus 1 supra 7x plus 1 supra 3x minus 2 aparține lui Z. Dacă și numai dacă 3x minus 2 divide pe 17. Adică 3x minus 2 3x minus 2 aparține mulțimii divizorilor plus minus 1 și plus minus 17. Și de aici merg și analizez toate cadrurile și găsesc X și corespunzător. Cam de ce zic? 3x minus 1 egal cu 1. 3x minus 1 egal cu 1. X egal cu 2 pe 3. Da. Nu-mi place. 3x minus 1 egal cu 2 era, da, era 3 minus 2. Da, 3x minus 2, da? 3 minus 2, hai să fie, ca să fie corect. 3 minus 2 egal cu 3 și x egal cu 1. Corect. X egal cu 1. Și 3x minus 2 egal cu 1, minus 1, adică minus 1 plus 2. X egal cu 1 pe 3. Nu-mi place. 3x minus 2. 3x minus 2 egal cu 17. Nici asta nu place. Și nici asta nu place. Deci x nu cred că sunt aici 19 pe 3. Pe 3. 3 minus 2 egal cu minus 17. 3 minus 2 egal cu minus 17. Minus 15. 15. Deci face minus 15 pe 3, minus 5. Și iată că am găsit ce valoare are lui x, 1 și minus 5. La întrebarea aceea, din cine e format mulțimea x-ul? Din doar 1 și minus 5. Am vrut să fac și ieșițiul acesta, m-am promis când mă vine în minte ceva în legătură cu ieșiții care pot să apară, abordăm pe orizontală. Maria, ce ți-a plăcut aici? De dividit A, de dividit B, de dividit combinația lineară, nu? Deci când nu mai poți să, cum ai spus tu, Miruna, nu mai poți să aranjezi acolo, să vezi repede numărul respectiv, atunci trebuie să duci pe teorema asta, că 3 și cu 7 nu se legă. Când am dat mai înainte x, 3x plus 7 supra x plus 2, ți-a venit în minte că vei scoate un 3 în factor, de aceea pe 7-le rup ca 6 plus 1, am distribuit și totul a fost perfect. Asta a fost subiectul De la... Da, de la subiectul 2, problema apară. Acum facem și pe 5. Așa. Se consideră funcția f de f. Valorile. E definită pe el cu valorile. F de x egal cu 2x minus 1. Calculați produsul P, P mare, egal cu funcție F de paranteză rotundă, minus 2011 pe 2. Minus 2011. Deci F din minus 2011 pe 2. Așa. F de minus 2009 pe 2. De minus 2009 pe 2. 2009 pe 2. Ori funcție funcție. Ori F de 2013 pe 2. Minus. Nu, cu plus. 2013 cu plus. Supra 2. Fără răbdul să facem. Așa. Deci e mulțit aici, da? Puncte tu. Puncte tu. Haideți să încercăm pentru primul. Pentru minus 12 pe 2 este neîncrimea, da?
Mi-ar da, cât mi-ar da? Minus 2011, minus 2012. Deja a dat cum în față. La prima o să dea minus 2012, la a doua minus 2010. Nu, ar da 2010. A, e cu minus în față. Deci se face câteva, da? Da. Mirna. Și Maria și tu, Adi, deci cât ar face? CF de... Minus 2012. Minus 2011. 11 pe 2. 11 pe 2. Înseamnă egal cu 2 ori. Minus 2011 pe 2. Așa. Dar ai scris un paranteză obligatoriu. Este înmulțit cu minus. Da? Minus 1. 2 cu 2 se ridică. Face minus 2. 2012. Vă face și tu, deci va face egal cu minus 2012. Minus 2011. Ori. Minus 2011. Minus 2011. Da, 2010. Minus 2010. Aici 11, 9. 9. 2010, da. Minus 2010. Da. Minus punct, ținem cât de acolo, 2013 și 2, minus 2012. Da, minus, nu, plus 2012. Nu, că e cu plus acolo. E 2013. Ori 2012. E tot 2012. 2010. Și în față va fi, cred că, 2010. Să se reducă. Ei, da. E ori. Emoție. Se reducă. Bine. Avem de la negativ până la pozitiv. Facem, vedem că suntem excelent. Da. Dar nu ai cu plus. Așa, e vorba de atâta. Da. Facem mulțirea asta. Da, să calculăm dacă e numărul egal. Scoate stelea. Înseamnă minus cu plus. Da, minus, nu? Da, dar... Și pe care termin la puterea vorba. Acum devine cât de minus sunt, trebuie să aflăm, sunt în par, impar. Sunt egal? Ia uite acolo. Adică... Păi cu mine, dar trebuie să nu și cu plus. Nu știu. Ba da, mă, începe de la minus 2012 și termină cu 2012. În față e 2010 cu... Deci câți de minus sunt în total? A, în total. Păi mă interesează minusul la putere. O să fie 1006, nu? Dacă e 2-2, nu? Cu sau 2012? Că de la minus 2012 până la 0? De la 0 la 2012 sunt câți? Dar din 2-2. Ar fi minus 2. Ar fi 2, minus 4, minus 6. Nu, dar hai să putem cu plus ca să vedem câți termeni sunt, că sunt egal. De la 2, 4, 6, așa vine. Fără 0? Păi 0 îl putem lua. O fi 0 acolo? O fi 0 acolo? Așa problema. Pe asta întrebau. Păi întreb, dacă ar fi 0. Păi e 0. Cât ar fi produsul? 0. Păi e 0. Că merge din 2. Ar trebui să faci mie de cineva să fie 0 aici. Ar trebui ca... E decât să fie 1. E decât să facem. Să facă 0? Da. Da, mă fi 1 pe 2. Trebuie minus 1 pe 2. De 1 pe 2. 1 pe 2. F de 1 pe 2. Dar este 1 pe 2 acolo în înșiruirea asta? Este 1 pe 2 pe dreapta un profesor? Nu. Deci nu este 1 pe 2. F de 1 pe 2. F de cât ar fi aici mai în față de ăla? F de cât? F de 2011 pe 2. 2011 pe 2. Mai în față ce mai 2009 2. Și tot mai în față, mai în față. Înceapă de la 1. 2000... Deci sunt impare. Impare? Ai F de 1 pe 2 este? 1 pe 2 este. Este aici. F de 1 pe 2 este. Ce-i 0? Care face 0. Și s-a făcut 0 aici. Și gata. Și a produs egal cu 0. Bună întrebare. Da? Deci aici, ce am vrut autorul? Să vadă, dacă știți să calculați valoarea funcției într-un punct, cât este f de n, să scriți așa. Și apoi să puneți pe 0, pe care l-ai examen. Vedeți? Exact la examen, și nu am luat pe 0 nici acolo, nici aici am luat. Păi da, e
clar, el a vrut să vadă dacă tu îți dai seama că F de 1 pe 2 prea avea nevoie de F de 1 pe 2. Și de ce an? De 13 pe 2. De 2011 pe 2, de 2009 și mai departe. Sigur că este. Din pare pe 2. Trebuia să-mi dau din că te mai scalcul de aia. Sigur că da. Nici nu se punea problema să calculați produsul. Eu v-am lăsat așa ca să vedeți. Sigur, câți de ani din minus veni vorba? Dar era un timp, era mult pur și simplu. De aiurea. Deodată trebuia să... În clipa în care ai sesizat FD, FD și... Când era negativ până la pozitiv și... Te întrebai când face asta zero. E așa și tot. Când face asta zero? Că avem nevoie. Adică 2x minus 1 egal cu 0, x egal cu 1 pe 2. Ah, F de 1 pe 2, dacă își lași avea pe aici și cum ai văzut cum mai impare pe 2, e clar că F de 1 pe 2 este pe 2. F de 1 pe 2, F de 3 pe 2, de 5 pe 2, de 7 pe 2 și mai departe. F de minus 1 pe 2, da? Corect. F de minus 3 pe 2 și mai departe. În concluzie... Îmi gândeam, cât și F de 1 pe 2 în geometrie? Notăm cu D proiecția lui A pe BC. B egal cu proiecția lui A pe BC. Pe BC. În paranteză, D aparține lui BC. D aparține lui BC. Segmentul BC așa, nu? Da, da, da. Și cu E punctul diametral opus lui A. Punctul diametral. Și E punctul, adică, diametral opus lui A. A e diametral. Așa. A e diametral. Asta înseamnă da, că E este punct diametral opus lui A. Lui A. În concluzie, ce ne cere? Arătați că triunghiul ABD arătați că triunghiul ABD de asemenea triunghiului AEC și B, determinați măsura unghiului AOC. AOC. Și C, calculați area cercului considerat. Area cercului. Area cercului de centru O și rază de chiar. Frumos, hai să facem cerc. Da. Cum are numărul? Instrumente. Noi? Niciun lucru. Nu,
perfect, voi ieși domnul Da, de data asta. Și triunghiul ABC. În imaginea asta nu arată chiar așa. Adică latura de BC jos e partea BC e dreaptă, așa. E orizontal, așa, veni. Deci BC e orizontal. Bun. Și celălalt înseamnă mai mult unul dreptul. Nu. Nu o leagă? Nu. Dar nu mă frământă... Că zice că e de 60 grade ABC-ul. Da. A, unghiul din B. ABC da. Și dacă e, da. La mine apare aproape izoscel, să zic. Și de aceea pare că n-ar fi chiar atât de indicat să-l las așa. Și acolo, da, aici vine sub o mult. Lăsați așa. Deci unghiul de aici, să spunem, de asta e de... E inversat în imagine. A, A, B, C. Da, da. Eu nu știu când citesc problema asta, asta e figura acolo, eu am altceva. Da. Adică, a, ce și ca elev, eu notez cum vreau eu. Da? Da, așa. Deci, AC-ul este de B. Unghiul din B e de 60 de grade. De-i proiecția lui A pe BC. De-i proiecția lui A pe BC. Deci din A duc perpendiculare. Corect. De-i proiecția lui A pe BC. Și A ia pentru al opus. Și E este punctul de A lui A. Dacă A trece prin A. Așa. Dacă e diametru, neapărat trebuie să fie așa. Asta, asta este E. Asta. Doar. Bun. Ce vrea de pe noastră? Să trebuie triunghiul ABD. ABD, e asemenea cu aici. BD. A, B. C. Adică A, C, D cu... Nu A, B, D. Deci A, B, D. Cu aceea. A, B, D, adică A, C, B. E aceeași lucru, nu? Nu. Cu A. C, B. C, B, nu. A, B, D, cu acele, gata. Spunte clare de cerc. Pe un bun nu este oarecare. Nu poate ști că unul de 60. Atât. Și unul de... Și unul din nimic. Ăla din așa din cer, nu știm. Și unde? Unde e altceva. Deci A, B, D. Ce fel de triunghi este A, B, D? Dreptunghiul. Or. Și important. De 60. Ei. Și cum probleme. Deci și aceea ar trebui să fie tot dreptunghic. Da, și totul în de 60 grade să aibă. Ca să, ca să mă duc într-un caz de asemănare, că două triunghiuri sunt asemenea. Două triunghiuri sunt asemenea când au două unghiuri congruente. Ca trebuie vine până la 180 grade. Și cum știm că EO e congruent cu OA. E, O. Adică congruent cu OA. A, că e din 90. E o... Complet cu A. E o... Complet cu A. După cum știm noi că unghiul opus la 30 grade și modalul din ipotenuză, deducem că A că e din 90. A că e din 90? E din 90. De ce în rână? Că de două ori... De ce A că e... Știm că unghiul opus la 30 grade și modalul din ipotenuză și observăm că acolo sunt două. Și că e... Păi A-O e până aici. Da. O nu este aici. Știu. O este aici. Da. Cum o să înțeleg? Păi probabil că C-E o să fie congruent cu O-E. Ce e cu O-E? Dar de unde știu că ce e cu O-E? Nu știu, da. O să fie. Oricum. Vedeți, teoria mă ajută foarte mult să mă apropie de problemă. Eu trebuie să arăt astăzi, așa îmi zic autorul, triunghiul A, D, B, cu A, C, E, triunghiul acesta, cele două triunghiuri sunt asemenea. Păi două triunghiuri sunt asemenea când mă placez într-un, am făcut într-o seară, aici, cazuri de asemănare. De asemănare, caz de asemănare. Da. Cazuri de congruență
înseamnă să fie identice. Dar ăsta, atenție, ăsta de aici nu se poate suprapune peste ăsta și să fie de aceeași mărime. E clar unde mai mic și unde mai mare. Exact, sunt asemenea, numai că asemenea trebuie să spune mânghiul de toate concurente. Două din ele sunt. Deci neapărat să trebuie să aibă un mânghiul de 90 de grade și unul de 60, cum are ăsta, cum are ADB. Totuși, dat o mărime, 12, că... Acolo la asemenea, că nu facem. O să vedem noi, o să ne ajute. Dar despre triunghiuri suntem fixați pe ideea asta, cele două triunghiuri. Au latură comună. Care? Acă. Stai că vorbim despre ADB, nu așa. ADB. ADB. Da? Și ce e? Lasă, nu vă gândiți la o latură comună, că nu, la asemănare nu vă ajută. Asemănarea presupune acum, cum sunt aici două unghiuri știute, tot două unghiuri trebuie să fie. Care e de 90, care e de 60? Care e de 90, care e de 60? Aici e problema. Aici am ajuns. Unghiul e de 90 grade? Eu zic din cer, nu? Dar de ce crezi că în cer? Am variază, nu știu de ce. Nu, nu, nu ai ei că... diametru de aia, nu? Știu, dar eu v-am zis. E O cu E concurent cu OA. Miruna. L-am trezit și l-am dat în lucru ăla, așa. Păi, îl întoarce, dar trebuie să avem clar că... Noi vrem să arătăm sigur că e 90 sau vrem să știm? Nu, neapărat trebuie ca să încep sub problema, să o mișcă. Avem cum să facem. Pe schimbă, ăla 90 și încă unul de 60. Acă, acă o știm. Acă? O știm, e 12. Da. Că e, vrem să o aflăm. Da. Că totuși. Miruna, vină la acest tot strag. Nu te interesează acum. Două unii o să fie concurente. Unul de 90 și unul de 60. Deci te dai de-a dura. Pe aici faci tot ce crezi tu. Ca să poți ajunge și spui, ăsta e din 90 din motivul ăsta și ăsta e din 60 din motivul ăsta. A, că e paralel cu EB. A, că, cu? E paralel cu EB. Eu nu știu. El ai tot acolo în paralelogram. Nu știu. Nu. N-am paralel de spas, sigurat. Dacă se întâmpla din figură să pară așa ceva, e o greșeală. Adică din întâmplare, nu particular, nu te duce spre. Am învățat anul trecut unghiuri cu vârful pe cerc. Cu cine este egal unghiul cu vârful pe cerc? Unghiul cu vârful pe cerc, jumătate din aceea. Jumătate din acea văzute. Bunoară, unghiul ăsta cu vârful pe cerc, din ie, privește spre ce arc? Acea. Mic. Spre arcul mic, așa. Că acea poate fi și așa, da? Da. De-aia este arcul mic. Tot spre arcul mic, acea. Cine mai privește? Unghiul... Aaa! Unghiul din vei. Păi... Din 60 gata. Deci unghiul din vei, din 60. Păi da, și unghiul din cine? 90. Dar de ce de 90? Pentru că dânsul se uită spre AB, semicercul ăla mic, și tot spre ăla se mai uită și... Și unghiul din ce? ADB. ADB? Se uită spre acolo aici. Da, dar el e cuvântul pe cerc. Atenție! ADB e în interiorul cerc, nu e să fie sănătos. Știu că e 90 de grade, sunt foarte fericit. Exact. Dar eu trebuie să știu acum că un unghi din cele trei, ăsta e de 60 de grade, cam ne-am certat acum așa cum am pus la punct. Că atât ăsta, cât și ăsta privesc pe aceeași arc. Și atunci sunt concurente de acum chestia aceea.